Salutare fraților și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canal. În episodul de astăzi vom juca la minunatul John Cena Challenge. S-a lansat acest event cu John Cena și o să jucăm și noi. Dar mai întâi vreau să mai cumpăr ceva de aici de la Krusty Krab. Am făcut 2055 de bănuți. Așa că mă voi orienta, cred că spre super deal-ul ăsta de 3 star drop-uri și un power meal și un new spray din asta. Ori a juca la John Cena Challenge, poate. Mai fac încă 70 de bănuți, 700 de bănuți și să-mi iau mega deal-ul ăsta. Nu știu sigur. Dar până atunci mai așteptăm. Nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe dacă vă place și aștept sugestii în comentarii de cât mai multe joculețe. Noi ne vom băga la haste. Vedem că ăsta e primul stage. Să văd cu cine mă bag și eu frumos aici. O să-mi iau cei mai mari brawleri pe care i-am. Și cred că o să-l iau pe Colt. N-am mai jucat de foarte mult timp cu Colt. Și cu Colt o să mă bag cu siguranță. Să vedem cum ne descurcăm la haste. Și se joacă pe echipe, bănuiesc, nu? Da. Să sperăm că va fi bine. Abia așteptam, v-am spus din episodul trecut, să se lanseze acest challenge, John Cena, așa se numește. Mișto că au adăugat și lucruri noi. Da, am înțeles, deja ăștia ne-au cam caftit aici. Venim, mă, uite și pe Crow. Dar hai să mergem și noi. Mamă, ăla-i murit. Mă, trebuie să fie undeva pe aici. Da, și l-am omorât, dar m-a omorât și el pe mine. Noi mai avem doar 46 la haste. Nu prea se descurcă bine colegii mei, absolut deloc. Da, nici eu n-am jucat străluci și n-am ce zice, uite. Ăla are ăsta pe mo, gata, ne-a rupt aici. Ne-arum, nu mai avem nicio șansă. No, s-a zis. Mai avem haste-ul nostru, mai are 564, da, încă un hit. Și pierdem din păcate primul meci. Sunt curios câte meciuri am voie să pierd până să nu mai joc deloc. Am vieți nelimitate, pot să joc cât vreau. Serios? Bun, așa, păi e foarte bine. Ne băgăm tot cu Colt. O să joc tot episodul, o să joc la Cena Challenge până o să câștig, să-mi iau și o bănuții. Să-mi iau și 700 de bănuți ca să pot să deschid. Și cred că îl voi deschide într-un episod viitor, mai mult ca sigur. Dacă e data asta, pare că am și eu advers cu echipieri mai buni. Da. Oh, Edgar. Ceai, că m-a prins pe partea asta, m-a făcut praf. El prim a murit și el. Cred că-i prind pe amândoi acolo. Nu, n-am prins pe niciunul, efectiv. Că-i și rândul nostru să dăm în haste-ul lor. Și facem, am făcut puțin damage. Dar tot e greu. Ah, m-a omorât, avem 49 cu 27, oh, iar a venit. Și pierdem din nou, iar a venit Edgar acolo, ne-a distrus tot. Eu am adversar foarte bun, dar o să-mi schimb și eu brawlerul. Hai să-l iau pe Griff. Și mă bag cu Griff de data asta. Am adversar foarte bun. Sunt la Cena Challenge, ăștia tot felul de jucători. Dați-l pe ăla, are a 5-a oară gold-ul pe Spike la rank.
Totuși, hai că ne-am băgat bine aici să dăm și noi puțin de meci la ăsta lor. 74 cu 93 în aceste momente, dar am murit cu toții. Dar trebuie să stăm să ne apărăm unde pleacă Buzz. Ar trebui să stăm să ne apărăm acum. Să vină Edgar Bad la pariu că o să vină cu superpower-ul lui. Bine, l-am luat aici. Uite-l și pe Spike. M-am dus prea în centru, dar totuși o omor bine pe... Ah, n-am apucat să-mi las superpower-ul acolo că-l omoram. Dacă îmi lăsam superpower-ul pe el. Asta s-ar putea să fie meciul nostru totuși. Totuși acum pot merge liniștit pe haste-ul lor și le-am dat ceva damage. Ah, încă două hituri dacă mi-e prindeam, dar ne-au prins și ei acum. Avem 54 cu 52, meci foarte echilibrat, sincer. Și nu mai prind pe Spike și o să mă omoare. Ba nu, am reușit să-l omor, dar mor și eu, nu contează. Bine că am reușit să-l omor să nu rămână să dea damage pe haste. Și acum trebuie să mergem și noi pe al lor, pentru că mai sunt 25 de secunde și totul e în avantajul lor. Deci ar trebui să-i mai dăm și noi puțin damage. Așa, foarte bine. Mai au 41 pe haste. Și ar trebui să câștigăm noi, nu? Pentru că avem... Da, noi câștigăm și sunt și star player. Am reușit să le dăm mai mult damage pe haste și drept. Deschidem repede star drop-ul ăsta. Nimic, bineînțeles. Și am trecut de primul stage. Da, destul de greu, sincer, nu prea-mi place haste-ul. Și să iau pe Piper, hai să o luăm pe Piper. Jucăm cu ea. Dăm aici un Nita. Are jucători buni. Are brawler buni. Da, și noi avem super echipă. Wow, wow, wow. Stai că a venit ăsta. Da, ce prost. Mi-am dat super power-ul. Total aiurea. Bă, da, Edgar al nostru, ce face, frate? Nu, iar s-a dus. Și ăla stă ascuns acolo. Păi ne omoară în felul ăsta pentru că Edgar nu stă aici. Se duce și moare acolo, incredibil. Pierdem și meciul ăsta. Și a făcut un singur kill și n-a făcut nimic acolo. S-a dus și a murit pur și simplu. Pe cine am putea să mai luăm noi? Hai să jucăm și cu Pit, că n-am mai jucat de foarte mult timp nici cu el. Da, să mă uit să iau un Star Power 2000, dau Get It Booster sau... Hai, lasă, nu-i mai nimic, nu prea-mi plac ce arată acolo. Prea-mi place ce arată. Să sperăm că adversarii ăștia de data, cu echipierii ăștia de data asta sunt mai inspirați un pic. Pe ăsta.
Nu cred că e ideea atât de bună să bată unul la unul cu beat. Și vedem că avem damage dat pe turnul lor, pe haste-ul lor. S-a dus acolo. Nu mai contează, i-am terminat, n-are cum. Bă, am mai rămas cu 10%, incredibil. Hai să avem grijă aici, că o să vină toți. Da, s-a dus al nostru și i-a distrus haste-ul și câștigăm meciul. Bine, oh, Crow 7 kill-uri. Hai să mai băgăm un match. Avem 2200 de cash la T-shop acolo. Asta să văd eu că pic un din ăsta în echipă. Hai să vedem, trebuie să fim atenți. Bine pe partea asta, mamă, m-au distrus toți trei. Avem 21-24, incredibil. Haide încă un hit pe Nita. Și acum trebuie să mergem toți, că n-a... Incredibil, am rămas cu 10%. Am avea prea ghinion să pierdem meciul ăsta și o să-l pierdem, n-avem. Incredibil, bă, nu cred că i-am dominat o meciul și ne-a bătut la final. Star player ăla, foarte bine a jucat. Da, cam atât cu acest episod, mă bucur că a fost alături de mine. Nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe dacă vă place și noi cu siguranță ne vedem la un episod viitor din Sina Challenge. Poate o să mai joc eu off camera un pic, să văd, poate să trec de haste, pentru că nu prea îmi place să joc așa pe cameră, să joc și knockout-ul, poate, vedem. Dacă nu, cu siguranță voi juca în următorul episod. Toate cele bune, ciao!